Continuăm emisiunea Cocktail și vorbim cu domnul Ion Dobre. Dânsul este liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar. Vorbeam despre problemele care se pare că așa încet, încet, după multe luni se vor rezolva. Să sperăm că așa se va întâmpla mâine, cele de la scutelnici, despre manualele care probabil peste vreo jumătate de an vor sosi și ele. Și aș vrea să vorbim și despre ordonanța, aceea care modifică legea educației. Ordonanță care este plină de tot felul de lucruri de neînțeles pentru cadrele didactice, mai ales cele care ar trebui să aplice legea. Și aș vrea să începem cu pensionarii, cei care au fost obligați să vină în primele zile de școală la muncă, astfel încât am avut la o catedră doi profesori. Ce s-a întâmplat când a început școala? Da, a venit o adresă din partea ministerului, menită să lămurească lucrurile. Bineînțeles că interpretarea juridică o fac în favoarea lor. Recomandă directorilor să încheie contractele de muncă pentru toți cei care au cerut să se pensioneze, recomandând inspectoratului școlar în același timp să verifice dacă lucrurile se întâmplă așa. Două cazuri am avut de cadre didactice care au fost mai insistente. În final au fost lămurite nu de către noi, atenție, noi încă întrevedem o oareșcare greutate, dar am fost asigurați inclusiv astăzi în Comisia de Dialog Social prin reprezentantul Casei de Pensii că lucrurile se vor rezolva. Au fost mai multe discuții și între directorii caselor de pensii la nivel de județ. Cred că și cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii și am fost asigurați că plata se va face începând cu 1 septembrie, deși sunt acele inadvertențe în ordonanță care spune că contractul de muncă va fi încheiat în momentul în care se primește decizia. Eu spuneam atunci că decizia și confirmarea am și primit-o și asta spune legea pensiilor. Decizia se primește cam la 45 de zile cel mai devreme de la solicitarea ieșirii la pensie. Dar dacă au găsit această soluție și oamenii vor fi plătiți începând cu 1 septembrie, iarăși nu pot decât să mă bucur. Deci iarăși se rezolvă o problemă comițând o ilegalitate, asta pentru că toată lumea recunoaște că legile au fost făcute prost. Foarte prost și n-au fost corelate, ca și cum cineva intenționat, de fapt pentru noi intenționat, atunci spuneam că promisiunea a fost să revenim la o prevedere din fosta lege care guverna cel puțin statutul personalului didactic și ne permitea să ieșim la pensie cu 3 ani mai devreme. De aici ea a fost transformată când până la monitor, deci de la înțelegerea care a avut loc, să revenim la acea prevedere din 128, până la monitor, ea s-a schimbat radical, nu numai că nu ne permite să ieșim mai devreme cu 3 ani, la cerere, atenție, fără a fi considerată pensie anticipată, pentru că, pe bună dreptate, nu toți avem o evoluție biologică standard. Unii îmbătrânim mai devreme, alții mai târziu. Unii își doresc sau pot, unii pot și la 70 de ani. Avem colegi care se descurcă foarte bine, dar unii își pierd din calități, din memorie, din dicție, răbdare, din postură chiar. Da, la tot felul de cazuri. Și aceștia aveau posibilitatea să se pensioneze fără a fi penalizați cu 3 ani de zile mai devreme. Deci în loc de 65, dacă ne referim la bărbați, puteau să se pensioneze la 62. Această ordonanță a ieșit acum, a ieșit și ne trimite până la 1 septembrie. Deci nu numai că nu ne ajută, ne și pedepsește. Dacă fiecare salariat, în momentul în care a împlinit vârsta de pensionare, solicită ieșirea la pensie, merge bine, mersi la pensie, duce și depune dosarul și ia bonul de ordine, în 45 de zile îi vine decizia de pensionare și omul și primește pensia. Noi, dacă luna aceasta, în septembrie, ne împlinim vârsta de pensionare,
Ordonanța spune că nu poți să ieși la pensie decât la 31 august, la sfârșitul anului școlar. Deci putem, obligați să mai stăm tot anul, pentru că e o discriminare din punctul meu de vedere. Avem promisiuni, probabil o să revenim la ce avem de gând să facem noi ca sindicate în perioada următoare. Avem promisiuni, nu mai cred în ele, clar, dar... Păi, promisiuni ca promisiuni, dar tocmai ce a fost declarată constituțională ordonanța respectivă. Legea Educației Naționale și ea este... Da. Și a fost modificată clar printr-o ordonanță. Deci orice ordonanță poate fi modificată. Ce, deci, cum vă gândiți să reacționați? Ce mișcări pregătiți pentru... La nivelul județului Buzău s-au stabilit fără a se concretiza ca termene acțiunile pe care noi să le întreprindem, acțiuni sindicale, bineînțeles, numai cu acordul întregului corp sindical, mă refer la federație, dacă la nivel național vor fi de acord toți. Bineînțeles că informațiile probabil au ajuns și la nivelul decidenților din guvern și au spus stop, hai să stăm de vorbă cu ei de această dată serios. Și nu în... Dar de ce a stat neserios de vorbă, da, până acum? Da, foarte neserios. Păi ați dat exemplu ordonanța. Dumneavoastră a stat neserios? De la ei pleca proverba până la urmă. La nivelul ăla nu am fost. Noi au fost doar reprezentanții federației. Am fost și noi toți membrii biroului federației la minister. Bineînțeles că ministrul se eschivează, a realizat că pericolul de a strica imaginea acestui guvern este reală. A realizat pericolul. Da, l-a realizat și motiv pentru care în foarte scurtă vreme a avut loc în întâlnire între liderii federației și primul ministru. Eu acum nu pot să iau chiar de bună, pentru că atunci motivația că această ordonanță de la înțelegere și până la monitor și a schimbat conținutul și nu numai în privința asta, și în privința celor care au 25 de ani și gradul didactic 1. În ordonanța ei, numai dacă ai bani la buget și bani la buget pe finanțarea asta, nu o să avem niciodată, pentru că este o finanțare per capita foarte prost făcută. Nu există acea comisie națională, așa cum de altfel prevede legea educației naționale. O face cineva din pix acolo și îi dă drumul. Asta e că costul pe elev, nu contează că ăștia la învățământ special. Ba da, e o diferențiere, dar nu este reală. Deci costul real nu ăsta este. Altfel nu ar fi ajuns liceul HD, facem și o paranteză, care are încadrare, au 32, mult peste medie. Mult, nu peste medie, peste limita maximă. Aha. Deci maxim poți ajunge până la 30 de elevi. Cu aprobare specială poți să te depășești, cu aprobarea inspectoratului școlar. Nici acolo nu ajung bani. Atunci cum putem crede că acest sistem de finanțare este unul echitabil care să asigure finanțarea? Ei, deci condiționează această negociere, această revendicare de existența fondurilor. Da, o prostie. Iar în media tot posibil. De la ei au pornit informațiile, nouă cerându-ni se să păstrăm discreție. În media a apărut, și nu de la noi, deci clar din surse guvernamentale, că uite ce le pregătim profesorilor, câte facilități le facem. Ce de cadouri primiți. Și din asta au ieșit, ei, de păi data dacă... aceasta nu mai cred atât de mult în promisiune și astăzi chiar și în Comisia de Dialog Social am ținut să le aduc în atenție un act juridic, ordonanța de urgență 103, unde printre altele, sunt foarte multe măsuri luate și prin acea ordonanță, printre altele se face trimitere tot așa la o facilitate făcută cadrelor personalului din învățământ, auziliar și nedidactic, deci nu cadrelor didactice, personalului auziliar și nedidactic, aceea de a beneficia de transfer. Bine, ordonanța asta apare în noiembrie, 15 noiembrie 2013, valabilă pentru 2014, urmând ca normele metodologice de aplicare pentru acest transfer să fie publicate. În ce lună suntem, vă întreb? Cât mai avem până... Și în momentul ăsta noi nu avem norme metodologice.
avem situații în care, școli, în care personalul, mai ales personalul de îngrijire, suntem foarte deficitare în foarte multe școli. Dar sunt și unele unde este un excedent în sensul că normativele sunt depășite, pentru că normative vechi, și aici sunt probleme, și aici cerem să se refacă normativele, pentru că lipsesc o serie de exemplu, șoferi. Noi nu avem prevăzute normative pentru șoferi, pentru că când au fost făcute nu se discutează. Nu putem să luăm, dacă ar fi fost aceste normative, luăm de la școala X, unde au scăzut numărul de clase, sau a scăzut numărul de clase și suprafața de îngrijire nu mai e aceeași, e mai mică. Și să-l luăm, să-l ducem la o altă școală. Nu putem, pentru că nu avem aceste norme. Și a trecut, așa cum am spus, aproape un an. Și eu să cred, și e lege, deci n-ai putut să dai și să te cred că acum închin cu noi un act, da, o semnătură, te vei ține de el. De aceea sunt foarte sceptic. Eu nu înțeleg de ce tot așteptați discuții serioase, neserioase, când vedeți că nu se rezolvă nimic de atâta timp, așa cum a spus și mai devreme. Când vedeți dumneavoastră că nu depinde de mine și de cei câțiva care suntem detașați de ceea ce înseamnă politic. Îi acuz și pe colegii mei din alte județe că probabil au partipriuri și simpatizează cu o anumită parte din politicieni, așa cum au simpatizat și alții cu ceilalți. Am avut colegi care, domnule, nu pot să merg, că uite, a murit mama președintelui, cum să mergem la meeting? Ce legătură avea una cu alta, nu știu. Da, era tragic pentru cei apropiați, pentru președinte și cei apropiați lui. Dar noi aveam un calendar. Asta nu putea să schimbe. Și acum pot fi simpatizanți, pot avea rude care să simpatizeze cu actualii. Asta înseamnă că în perioada următoare nu o să fie niciun protest. Nu înseamnă nimic. Săptămâna viitoare avem o întâlnire din nou la București. Întâlnirea serioasă. Punctul meu de vedere va fi foarte categoric. Eu unul nu cred decât pentru că dacă atunci am întrebat un fost ministru al educației, nu-i dau numele, probabil bănuiți, care a venit la întâlnirea noastră. Și l-am întrebat, cum puteți să argumentați faptul că de la discuție și până la monitor a fost schimbat conținutul ordonanței 49. Nu știm. Or să cadă capete. L-am întrebat după câteva luni. Domnul X, atunci ne-ai spus că unde-s capetele? Chiar se pare că da. Credeți că chiar se uită totul? Uite se pare că da. Și de asta mi-e teamă. Mi-e teamă de o eventuală, și nu o eventuală, o sigură păcăleală. O să fim duși cu preș, uite câte ați obținut, pentru că solicitările noastre sunt cum se exprima fostul președinte al FSLI, minimale și legale. Nu poți să trăiești ca persoană în societatea românească, în țara asta, cu 5-600 de lei. Asta se întâmplă cu 50.000 de oameni din învățământul din România. Dar s-au obișnuit că dumneavoastră acceptați săracii, orice? Săracii, știți cum s-au obișnuit? Ei s-au autoritățile obișnuit. Nu, acești oameni n-au de ales și săracii se duc și fac alte munci prin alte părți după ce stau 8 ori în școală și spală și WC-uri, spală sapă și grădina dacă este cazul, dau și cu vara dacă este, cu siguranță este cazul. Și trăiesc cu 5-600 de lei și de aproape un an jumătate de când am ieșit chiar în stradă. Noi am fost inclusiv la meeting la prefectură și alte, și încă vreo câteva județe. Și de atunci... Când a fost meetingul ăsta? Toamna trecută? Da, toamna trecută. A trecut destul de mult timp. A trecut mult timp și doamna ministru a dialogului social, care a venit la una din întâlnirile noastre, nu știa că avem o asemenea problemă. Nu știa, deși i-am trimis inclusiv la Ministerul Muncii. Mi-aduc aminte teancuri de fluturași cu salariul personalului din nedidactic, memoriile acestora și toți din țară am trimis. Le-am fotoxeroxat, am trimis și la guvern și nu știa săraca. Era foarte... Atunci afla de problema noastră. Oare, zic, chiar așa?
Da, așa suntem tratați. Dar uite că ne lăsăm păcăliți prea des. Păi prea des. Vă lăsați păcăliți prea des? Asta pentru că întotdeauna atunci când spuneți că veți protesta, că veți ieși în stradă, că veți opri activitatea, vă mai invită cineva la o discuție, vă spun nu, niște acum lucruri avem, pe care avem le uită un după. Ultimatum foarte clar, iar mare parte din colegii mei din Colegiul Național i-am văzut foarte hotărâți. Unii chiar exasperați că la ultimul colegiu nu am plecat spre minister, pentru că o primă variantă asta va fi plecat tot biroul, inclusiv toți degrevații, la o pichetare la minister și la guvern. Și s-o ținem după aceea lanț cu tot felul de acțiuni, inclusiv un meeting mare, dacă va fi cazul, și eu nu m-am ferit să o spun, dacă vom avea susținerea colegilor, chiar și o grevă. E drept că este greu să iei în calcul la momentul ăsta o grevă, în condițiile în care salariile sunt așa cum sunt, unde siguranța venitului poate dispărea, pentru că nu e un secret pentru nimeni. Nu avem bani până la finalul anului pentru salarizare și nici pentru plata hotărârilor judecătorești. În țară lucrurile sunt chiar foarte complicate. Aici sumele nu sunt atât de importante, dar nu avem bani pentru plata salariilor. Nici măcar anul ăsta, când ar fi trebuit să se rezolve. Nici măcar anul ăsta și nu o să avem, niciodată, pentru că legea nu-i făcută să se respecte. Da. Am țipat de când chiar au venit cu o lege impusă, guvernul trecut. Păi ai articolul 8. Educația este finanțată cu 6% din PIB. Nu i-am primit niciodată. Tu dai nici măcar jumătate. Anul ăsta chipurile avem 3,2. Eu mă îndoiesc că sunt 3,2. Și de aici pornesc toate. Da. Păi de aici pornesc toate, de aici și de multe ori profesorii sunt cei care pică vinovați în fața părinților, pentru că părinții nu înțeleg prea bine ce înseamnă să vină un profesor să predea atâtea ore fără să ia niciun ban luni de zile, sau chiar dacă înțeleg, nu au înțeleg. Nicio vină. Acum nici au înțeles. Cei din Scutelnici sunt foarte hotărâți, da. Din câte am înțeles, și dacă luni ajung acolo, dacă va fi, sper să nu mai fie cazul, sunt convins că ne vom bucura de tot sprijinul lor. Și printre atâtea probleme, știu că vă faceți timp să mai organizați și câteva momente frumoase. De această dată vreți să-i omagiați pe pensionari. Pensionarii a căror zi va fi sărbată, înțeleg, pe 1 octombrie. Ați pregătit ceva? Da, anul trecut a fost prima ediție, dacă pot să-i spun așa. Un moment destul de emoționant și pentru dumnealor și pentru noi. Împreună cu inspectoratul școlar am luat această decizie. A fost un moment foarte apreciat și ne-am propus ca începând cu anul trecut să serbăm acest eveniment în fiecare an. În vară, din motive obiective, nu s-a putut. Și ne-am gândit pentru toamnă și am luat în discuție dacă să fie ziua de 5 octombrie, ziua internațională a educației, sau 1 octombrie, când este ziua internațională sau ceva de genul ăsta a pensionarilor. Nu știu cu exactitate. Și ați ales ziua de 1 octombrie. Și am ales pentru că 5 octombrie pică duminica și probabil și dumnealor le-ar fi fost greu, pentru că sunt pensionarii din tot județul și unora dintre noi. De această dată o vom organiza la sala Consiliului Județean. Sperăm pe participarea edilului din municipiul Buzău, pentru că aici avem un număr însemnat de pensionari, aproape 40 la număr. Sperăm pe participarea, și a fost prezent și anul trecut, a domnului președinte a Consiliului Județean, pentru că finanțarea pe școlile speciale se face prin Consiliul Județean. Și, bineînțeles, a tuturor celor 46 de primari din localitățile unde avem pensionari. Va fi frumos, cu siguranță. Cu siguranță va fi frumos. Și emoționant, așa cum spuneați. Și cu acest prilej vă invităm și pe dumneavoastră. Vom fi cu siguranță acolo. Oricum, așteptăm și mâine să ne dați vești bune, să ne spuneți că s-a rezolvat situația de la Scutelnici, așa cum doamna prefect a promis. Și vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru. Și noi nostru. Vă mulțumim și m-aș bucura să vă dau o veste bună mâine. Așteptăm. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit în această seară. Nu uitați, urmează colegul meu Aura Ștereacă în câteva clipe. La revedere!